Dragii mei, bine ați venit la primul episod din Furișează dulciuri și mâncare la școală. Și o să vă arăt un mic secret chiar aici. Ceva de lipcios, un secret de lipcios. Aici unde îmi țin eu pe creioarele, este și un mic secret. Și când doamna va crede că astea sunt de mâncat, va vedea că nu sunt de mâncat. Așa că, haideți să vedem. Asta este. Acum tot ce trebuie să facem este să punem înapoi. Ups, a căzut un creion. Dar mai am destule, n-am de ce să mă duc să-l iau. Ok. Deci, Emma, tu ce ai pregătit ca să mănânci? Wow, Emma! Asta este ce vrei tu să faci? Interesant! Pe linie ca să nu vadă că e o mâncare, o să crede că e o cariocă. În regulă. Copii, faceți liniște. Ce roze de acolo? Nimic! Bine, cum să vă tu? Parcă iarăși mi-e foame. Hai să cust puțin. Dă-mi mie. Bine, ia. Mersi. Cu plăcere. Episodul 2. Dacă o să mâncați dulciuri și mânca, chiar o să primești suzetă. Eu trebuie să ascund bine mâncare. Eu am mâncare. Se pare că mi-a dat ceva aici. Pot să-mi pun oare aici și mâncare? Cred că îmi trebuie încă... Cred că trebuie să mănânc ceva. Dă-mi și mie. Bine, ia această înghesată. Mersi! Cu plăcere! Liniște, copilași! La pagina următoare citește Natalia. Grandpa, grandma, mother, sister, younger sister. Destul de bine, dar mai ai de învățat. Îți dau teme pentru acasă.